Bună ziua, domnilor consilieri! Astăzi avem dispoziția numărul 157 din 050-2021 privind convocarea membrilor Consiliului Local al Comunei Pești la ședința ordinară pentru ziua de 11.08.2021, ora 10. Pe ordinea de zi avem următoarele materiale înscrise astăzi. Dar înainte de a începe ședința, aș vrea să dau cuvântul doamnei secretar, pentru că am înțeles că nu avem la avizele încă din partea comisiilor de specialitate. Nu știu ce probleme sunt, așa că urăsc pe doamna secretar să desfășească rițele. Înainte de adoptarea ordinii de zi, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local este supus dezbatere numai dacă este însoțit de referatul de aprobare al primarului, rapoartele compartimentelor de resort și avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum și alte documente prevăzute de legislația specială. Secretarul General asigură îndeplinirea condițiilor aliniatului 8 și aduce la cunoștință Consiliul Local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi. Rapoartele și avizele trebuiau întocmite la termenul pe care vi l-am dat în comunicarea cu avizele. Nu reveți. Inițiatorul proiectului poate retrage sau poate renunța în orice moment la susținerea acestuia. Având în vedere că avem patru proiecte de pe ordinea de zi la care nu avem avize, putem introduce la ordinea de zi. Se retrage pe ordinea de zi. Care sunt? Avem proiectul privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă. Avem aprobarea contului de execuție. Ai se retrag. Da. Nu avem aviz. Cu grădinița și cu rectificarea bugetului. Și care sunt proiectele care... Care rămân? Care rămân. Haideți să vedem. Deci rămâne proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de acces în favoarea SC Orange România SA pentru instalarea pe raza OAT a unui traseu de fibră optică în vederea executării lucrărilor de construire rețea fixă de telecomunicații PTTH Orange în Comuna Cleja, județul Bacău. Proiectul de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile înaintate de către domnul Codori Petru împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 24-3-2021 și 36-31-5-2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui burdo excavator 96CP4800 centimetri cub cu încărcător multifuncțional 2350 mm, capacitate 1,2 metri cub cu furci și dinți, braț, excavator telescopic, cupă 600 mm și capacitate 0,174 metri cub. Așa, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cleja, județul Bacău. Și proiectul de hotărâre privind participarea ansamblului folcloric Zdrăbuleanca la retrospectiva Festivalului Național de Folclor, Cânt și Joc pe Plai Dobrogean din localitatea Eforie Sud, județul Constanța, precum și diverse. Eu, sigur, pentru mine, cele mai importante proiecte ar fi fost grădinița. Avem acum în curs de proiect să intre și școala numărul 1, tot pe fonduri europene. Dacă nu reușim să terminăm grădinița numărul 1, nu avem unde, copiii nu au unde să înceapă școală. Vreau să menționez că această grădiniță a fost în întregime finanțată de este Programul Național de Dezvoltare Locală, prin fonduri guvernamentale. Au apărut aceste accidente care au apărut și care ați produs și dumneavoastră începând de anul trecut. S-a dărâmat acest perete, s-a făcut o nouă expertiză și documentele care sunt necesare pentru a reîncepe această școală au durat și durează, pentru că așa este la noi în România situația legislativă. Eu
spun tuturor care sunteți prezenți aici pentru să dați dovadă de responsabilitate. Că până la urmă toți am trecut prin aceste școli. Avem copii foarte buni în comuna noastră și fără o școală, fără școală, nu putem ajunge nicăieri. Indiferent în ce fel de politică facem, socială, liberală, ce vrem să facem sau unde suntem, în opoziție sau suntem la putere, toți trebuie să fim conștienți că această școală trebuie făcută. Sigur, dacă nu avem aceste rapoarte, legiuitorul a zis, domnule, dacă n-ai un raport, n-ai cum să începi ședința. Dar tot legiuitorul spune că înainte de ședință, aceste rapoarte trebuie date de către comisiile de specialitate. Nu știu, favorabil, nefavorabil. Și dacă nu avem acest raport, nu putem să mergem mai departe cu aceste puncte pe ordinea de zi. Vara trece, constructorul stă și așteaptă să atace, n-are cum pentru asta este situația, dacă așa este dorința. Ce să spun mai departe? Sunt dezamăgit de situația respectivă, nu știu ce au venit acești useriști, ca să spun așa. Pe planul în politica noastră românească, au câștigat puterea sau o parte din putere. Până acum au tot strigat, hoții, hoții, dar nimeni n-a găsit niciun hoț, venind aici, lucrurile sunt în normalitate. Dar din potrivă, am constatat eu că ei sunt hoții, cei care strigau hoții, practic ei erau hoții. Și acum blochează toate proiectele care sunt pentru comunitate. Eu nu cred că acești cetățeni care i-au votat pe ei, să fie cineva în comună să spune, domne, nu vrem ca școala să fie ridicată, vreau vrem această școală să dărâme, să se dărâme școală, să se dărâme școlile. Nu cred așa ceva. Și totuși, se poate la Cleja. Oamenii nu vor școală. Pentru că dacă vreau, deci acum, dacă vara, noi nu lucrăm la aceste construcții, că ne e cald și frumos, și să acoperim, să începem toamna, să începem în școală, să începem școlile. Atunci nu putem, oameni buni, suntem la mintea, nu știu, a nu înțelege. Eu n-am capacitate de a înțelege. Am mai fost opoziție și au fost înainte, PSD-ul, a fost PNL-ul, a fost... Dar discutam, dar nu blocam proiectele. Sunt proiecte de o importanță mare pentru comună și nu poți spui, de dragul politicii, să spui nu. Uitați, așa am ajuns în țara asta. De dragul de a spune nu, pur și simplu nu. Haideți să dărâmăm școala, haideți să facem în continuu un circ ieftin, permanent un circ ieftin. Permanent, la care permanent un circ. Nu vorbim de situația că nu putem să pornim pe ordinea de zi punctele care au fost propuse de mine pentru aprobare. Adică dumneavoastră vreți să-mi spuneți că timp de un an de zile cât a stat lucrarea în paragină, acum, într-un an de zile, se poate face, poate da la gata pentru începerea unui școlar. Eu nu vreau să spun că dau la gata, dar trebuie să avem un început. Încă o dată. Da, dar ați văzut calitatea? Nu, ascultați-mă un pic. Noi, ca și consilieri aici, nu aprobăm calitatea lucrării. Aprobăm necesitatea acestei lucrări. Pentru că noi nu suntem specialiști. Stai numai, domnul Andrei, imediat, noi nu suntem specialiști. Legalitatea, aprob eu și cu aparatul meu de specialitate. Iar aparatul de specialitate apelează la expertize, la proiectanți, la verificatori de proiecte, la... Și după aceea faci niște cantități de lucrări, la aprobări, para-aprobări și îndepun ștampile peste tot, se pun ștampile. Și venim în fața dumneavoastră și vă arătăm legalitatea acestor proiecte, că a fost respectată legalitatea, iar dumneavoastră aprobați numai necesitatea. Haideți, fraților, să mergem. Nu e jucărie, vreau să vă spun. Nu este orice. Păi, dacă avem dreptate,
Atunci, de ani, de luni de zile faceți acest circ ieftin în care nu duceți nicăieri. Păi circul ăsta care îl faceți, tot timpul și filmat și iar, și vai să știe cetățeanul. Ce să știe cetățeanul? Uite, domne, o groapă. Da, mă, este o groapă. Ei, lasă! Nu așa că fură. Bă, hoții, băi, oameni buni, dacă din 100 unul strigă hoții, să vedeți cum sunteți toți hoți, că imaginea negativă totdeauna se propagă mult mai ușor decât și mult mai ușor începută de oameni decât imaginea pozitivă. Spuneți, domnule primar. Am înțeles perfect și noi suntem de acord toți că grădinița este un proiect foarte important pentru comună. Aș ruga, adică l-aș ruga pe domnul Alexor să ne spună de ce documente are nevoie sau ce are nevoie pentru a da un aviz. Că e favorabil, că e negativ. Și să, eventual, să facem sâmbătă o ședință extraordinară la care să trecem aceste lucruri. Poftim? Adică, nu, problema este că... Problema că acum am înțeles. Acum, deci nu se poate supune la punct acest proiect. Atunci, haideți să ne dea un răspuns, domnul George. Asta zic eu. Ca să putem să vă punem la dispoziție documentele care le cereți dumneavoastră. Conform codului administrativ, articolul 136, alinea 6, după examinarea proiectului de hotărâre, Comisia de Specialitate a Consiliului emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului. Deci este obligatoriu emiterea unui aviz, că e favorabil. Că e nefavorabil, trebuie emis avizul. Păi și dacă dumnealor refuză să dea acest aviz, că e favorabil, că e nefavorabil, cum? Adică nu putem să, nici să stăm blocați așa la nesfârșit. Asta înseamnă că în trebuie cumva să aplanăm, adică să aplanăm, da. Că nu-i... Trebuie să vedem cum, cum rezolvăm această chestie, nu? Îmi permiteți? Vă rog. Bună ziua, domnilor consilieri. Aș vrea să o contrazic pe doamna secretar. În primul rând, pentru că articolul 136, punctul 5, spune și așa. Deci, odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri, se comunică și data de depunere a rapoartelor și avizelor. Mi-ați pus la dispoziție când trebuie să vă depunem rapoartele și avizele? Scrie undeva când trebuie depuse? Odată cu comunicarea. Odată cu comunicarea. Bun. Așa este. Odată cu comunicarea. Când doriți comunicarea? Eu pot să vă dau mâine, dacă dumneavoastră îmi spuneți. Astăzi este ședința și o comunicare vă dau mâine, dacă nu scrie data. Unde este data? Vă mulțumesc. Adică, pot să intervin? Că doamna secretar caută. Adică aș dori să nu ne, zic, împiedicăm după niște... Nu sunt de fond. Dar dacă dumneavoastră... Aș vrea să mă lăsați să vorbesc. Nu, dacă aveți nevoie de alte documente, haideți să... Aș vrea să mă lăsați să vorbesc, să vă spun punctul de vedere, da? Păi mulțumesc domnului Iștoc pentru atributele pentru Uniunea Salvați România. Aș vrea să vă spun din start că Uniunea Salvați România este alternativa partidelor vechi și noi nu vrem să fim părtași la nici o încălcare a legii. Și nu vrem să ne asumăm responsabilitatea în fața cetățenilor pentru orice lucru care nu este conform sau care nu respectă legea. Și aici aș vrea să intervin odată cu aceste proiecte și cu grădinița. Domnul Iștoc mai devreme a spus că este făcută prin fonduri europene, respectiv PNDL. Nu-i pe fonduri, fondul guvernamental. A zis și fonduri europene pentru grădinița numărul 1. Da. Bun. Fondurile PNDL trebuie achitate din PNDL. Noi participăm doar cu o mică sumă în valoare de 2 miliarde și vreo 700 lei vechi. Da. Bun. Legea trebuie respectată. Așa avizele este. Pentru care noi nu am fost de acord este pentru faptul că noi nu avem toate documentele, nu ni s-au pus la dispoziție documentele cerute. Dumneavoastră ați venit în Comisia Buget Finanțe și ne-ați cerut să alocăm 1.700.000 de lei din excedentul anilor trecuți. Iar noi știm și toată lumea știe că acest proiect al PNDL-ului pe care dumneavoastră vi l-ați asumat în campania electorală trebuia finalizat la sfârșitul anului 2020. Noi acum nu putem să aprobăm sau nu dorim să aprobăm fără a avea o bază legală acești 1.700.000 din banii cetățenilor. Nu sunt banii noștri, nu sunt banii mei, nu sunt banii Uniunii Salvați România. Sunt banii cetățenilor. Iar noi nu putem să facem ce vrem
fără a avea niște documente în spate care să reprezinte legalitatea și după aia noi cei din Uniunea Salvați România să fim acuzați că suntem părtași la hoția din România doar din simplu fapt pentru că noi nu avem documentele necesare și atunci noi nu vrem să dăm cu subsemnatul la organele abilitate, respectiv DNA. Acești 1.700.000 pe care eu și comisia din care fac parte nu vrem să le dăm este pentru că nu avem documente. Din timpul meu liber am venit și ieri. În ședința de comisie de luni în care am venit la dumneavoastră am fost bine intenționat să vă oferim avizele. Și v-am spus că dorim să punem la dosar un proces verbal parțial din care să reiasă stadiul lucrărilor pentru a nu ne asuma această vină. Bun, acest proces verbal nu s-a mai făcut, dar domnul Iștoc, în calitate de primar, a dat o dispoziție, numărul 158 din 9-8, în care ne-a spunea că ne invită să luăm parte la această decizie. Bun. Recepție parțială. Recepție parțială. Proces verbal de recepție parțială. Să vă spunem. Bun. Vă rog. Da. Noi nu am intrat în... Noi nu am intrat în posesia acelui proces verbal parțial. Și pentru acest fapt noi nu am putut să dăm un aviz favorabil sau nefavorabil. Am venit în comisie, am stat 3 ore și am spus, domnule, vrem proces. De ce vrem? Pentru că ăștia 1.700.000 pe care dumneavoastră îi vreți să-i dați cu mâna consilierilor, sunt bani din excedentul de anul trecut. Asta înseamnă că sunt banii cetățenilor din proiectul nostru. Noi vrem să ne dea banii guvernamentali. Noi nu ne asumăm responsabilitatea. Uniunea Salvați România nu își asumă această responsabilitate fără documente în spate. Deci dumneavoastră sunteți într-o eroare. În același timp, în timpul meu liber, da? Și pentru transparență, ne-am uitat și noi la calitatea lucrărilor. Și am văzut diferențe foarte mari în ceea ce scrie în proiecte și ceea ce nu scrie. În afară de treaba asta, la decizia 158 pe care dumneavoastră ați dispus-o pentru a avea un proces verbal de recepție parțială, ați pus în comisie 5 persoane care nu au nicio calificare pentru a da acest proces verbal parțial. Deci, noi nu putem să ne bazăm pe cuvântul lor pentru a da cu subsemnatul la organele abilitate. Dumneavoastră faceți ce vreți. Noi am cerut acest proces verbal parțial pentru a ne disculpa de această lucrare care durează de aproape 2 ani de zile și care ne puneți în cărca Uniunii Salvați România. Uniunea Salvați România nu va face și nu va dori niciodată să facă aceste compromisuri care vor duce la lucruri foarte urâte și cu final destul de dezastruos pentru noi. Grădinița numărul 1 are o vechime de aproximativ 150 de ani. Este o clădire istorică și a ținut 150 de ani. Noi vrem să avem o grădiniță pentru următorii 150 de ani. Acum, la ora actuală, la momentul zero, în care eu ieri am cerut domnilor constructori de la firma de construcții să nu mai pună polistiren pe fațada grădiniței pentru a se vedea defectele, dimineața la ora 7 dimineața îi puneau polistiren să ascupe aceste defecte. Noi nu vrem să ne anunțăm, dacă domnul președinte și dumneavoastră aveți binevoința, inclusiv cu doamna care filmează, cei de la Exclusiv TV, să mergem fizic acolo împreună să filmăm, să vedeți diferențele care sunt acolo și care se văd acum pentru că nu a fost pus polistirenul, pentru că noi am oprit lucrarea ieri. Am cerut în mod expres. Domnul Bejan, care mi-a spus că este constructor, domnul Jitar, vă rog să veniți, vă invit 5 minute să veniți, să filmăm și să vă asumați dumneavoastră situația asta, să vedeți ce diferențe sunt de ceea ce face proiectul fizic, cum este proiectul tehnic și ceea ce este fizic acolo. Asta este problema. Eu nu am nicio problemă să vă dau aviz. Vă dau 3 avize. Dar nu vreau să fiu răspunzător și nu vreau să fiu tras la răspundere în viitor. Domnul Iștoc, dumneavoastră de fiecare dată ați venit cu jignire la adresa USR. De fiecare dată. Noi niciodată nu am atacat partidul. Ne-am atacat politic. Am venit cu argumente sau nu am venit cu argumente. Suntem oameni greșini. Dar fiecare trebuie să răspundă. Această grădiniță, numărul 1, a fost contractată de către Masiv Group.
Masiv Grup a luat 2 miliarde și vreo 200 și a plecat și ne-a lăsat baltă cu o lucrare care este mai mult sau mai puțin neconformă. A venit un subcontractor Titi Construct și s-a apucat să facă treaba fără bani. Oamenii nu și-au asumat responsabilitatea. Dumneavoastră, prin funcția pe care o aveți și prin aparatul de specialitate, ne-ați cerut din excedent 1.700.000. Eu personal vă dau doar dacă este acoperit de documente. Continui. Ne-am întâlnit ieri, am fost invitat în decizia asta de făcure proces verbal de recepție parțială. Am fost invitat la această recepție parțială. Iar echipa care s-a deplasat acolo a fost întâmpinată de către mine și de către președintele de ședință, domnul Mărguș, cu camera. La vederea camerei, absolut toate persoanele care au venit din comisie au făcut stânga împrejur și au plecat spunând că nu vor să fie filmate. Noi am pus pe seama transparenței. Noi nu am venit cu nicio bâtă, cu nicio ghioagă ca să venim să îi batem pe oameni. Așa cum puteau să fie filmat și să lămurim ieri problema, doamna Șuștac în cauză nu a dorit să fie filmată. Astăzi dorește să fie filmată. Deci până la urmă unde stă transparența? Filmarea se face și în timpul publice. Nu pe stradă când merg. Nu mă filmați în timpul serviciului, mă filmați când particip la o ședință publică. Deci, este un drept în România. Cereți cuvântul, vă rog frumos. În primul rând nu aveți dreptul să vorbiți în ședință. În al doilea rând trebuie să cereți cuvântul. Doamna Șuștac nu a dorit să fie filmată. Și am întrebat-o pe doamna frumos. Ei au încercat să dea pe vina noastră că noi facem scandal. Am vrut să avem o probă în plus că recepția este transparentă la fața locului în care se vede exact cum stă situația fizic în teren. Că așa cu documente suntem acoperiți de foarte multe documente și când ni se cer stadiul fizic al lucrărilor, se vede clar că lucrurile nu stau cum se spune în documente. Spuneți, doamnă, ce vrea să îi răspunzi domnule Arisa? Eu? Nu, doamnă, Da. Am spus clar că eu în timpul serviciului nu trebuie să fiu filmată. Când se lucrează, nu suntem filmați. Suntem filmați într-o ședință publică. Referitor la dispoziție, ați afirmat că sunt oameni fără calificare. Nu am pus un om care nu este implicat. Doamna David Mihaela este economist în financiar contabilitate, a pus CFP-ul, a aprobat plățile și a decontat exact situațiile de lucrări. Domnișoara economist Panțiru, da? Este responsabilă de domeniul public și privat. Grădinița este în cadrul domeniului public și privat. Domnul Chirițescu este secretarul comisiei, da, prin lege, dar am constatat, când am invitat-o pe doamna Benchea, când am numit-o în comisie responsabilă cu urbanismul, ne-a spus clar că nu avem temei legal pentru această dispoziție. Acum, uitați, doamna poate să vă spună. Și mai vreau să precizez un lucru. Când am fost în ședință, în ședința de comisie luni, am prezentat toate documentele, mai puțin acest proces verbal de recepție parțială, la care am răspuns că nu am temei legal să îl fac. Ați insistat. După aceea, m-am dus la primărie, am făcut un referat. Doamna secretară mi-a spus, dă-mi avizul comisiei în care îți spune că vor recepție parțială. Am primit un aviz pe WhatsApp, care nu este semnat de nimeni din comisie și nu spune nicăieri acolo, faceți motivarea, de ce vreți comisie de recepție parțială. Cu toate acestea, am făcut referatul, am insistat, am rugat-o frumos și am spus, te rog frumos, hai, trebuie să treacă, hai să facem o recepție parțială, chemăm dirigintele, chemăm constructorul, mergem și noi și vedem despre ce este vorba. Am spus că nu avem nimic de ascuns. Doamna a făcut dispoziția. A doua zi a venit domnul diriginte de șantier, a venit constructorul, am venit și noi și doamna... Dumneavoastră nu ați venit, ați plecat. Am venit și eu, dar nu am dorit să fiu filmată. Și acum aș vrea să-i dau doamnei de la compartimentul urbanist cuvântul să vă spună ea care este legalitatea acestei dispoziții, că nu era normal să o facem. Dirigintele de șantier a spus în felul următor. Singurul lucru pe care pot să-l fac și care îl facem lunar către Ministerul Dezvoltării și îl transmitem lunar este procesul verbal, stadiul fizic al lucrărilor la data respectivă. Asta s-a făcut.
asta este legal. Da, vă spun, vă spun un lucru. Pe articol de lege vorbea să discutăm, că noi discutăm. Da, aș vrea să-i răspund doamne Juștac în continuare, să-mi continui pledoarea. Dar să vă spună și doamna de la urbanism legalitatea și după aceea să spuneți. Da? Bun. Conform hotărârii numărul 273 din 14 iunie 1994, la recepția lucrărilor parțiale și nu numai, da? La punctul C, da? Articolul 11, punctul C spune așa. Este nevoie de între 1 și 3 specialiști în domeniul lucrărilor în construcții supuse recepției în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor desemnați de investitori, alții decât cei implicați în proiectarea execuției obiectivului de investiție. Aceștia își desfășoară activitatea ca angajați a investitorului cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii ca persoană fizică autorizată, după caz potrivit legii. Continui. Toți membrii comisiei care au prezentat ieri pentru procesul verbal sunt angajați ai primăriei și aparatul de specialitate. Asta înseamnă că ei nu pot fi niciodată obiectivi. Tot timpul vor fi subiectivi pentru că se află la mâna aparatului de specialitate. Sunt angajați ai primăriei. Acest lucru nu poate fi trecut cu vederea. Acest lucru poate să aibă repercursiuni asupra noastră celor de la Uniunea Salvat România, care nu vor să facă rabat de la principii și de la lege. Noi, ca și consilier local, ca președinte de buget finanțe, niciodată nu voi da girul să-mi dau semnătura pentru niște lucruri pentru care nu sunt lămurite. PNDL nu are decât să-și facă treaba. Noi, din excedentul bugetar, avem alte lucruri de făcut decât a da bani constructorilor care nu și-au îndeplinit condițiile. Pentru că contractul cu Massive Group a fost întrerupt și a venit IT Construct. Nu este întrerupt. Ei trebuie să-și asume responsabilitatea. Dar nu aștept, să te mie vă dau cuvântul. Deci, cei de la Massive Group au participat la o licitație, au întrecut pe o platformă SEAP și au asumat niște responsabilități și niște etape care nu au fost respectate. Suntem în al doilea an. Eu avem foarte multe indicii și avem foarte multe... Noi avem în trecutul comunei noastre problemele astea și anume, instalația de apă a fost semnată de persoane care nu au fost specialiste și iar cele care au fost specialiste au murit. Deci, și atunci cine sunt trași de la răspundere? Noi nu putem să facem compromisuri. Nu vom face compromisuri. Sunt niște etape. Oamenii au luat banii și au plecat. 2 miliarde și vreo 400 au luat banii și au plecat. A rămas constructorul care poate este foarte bine intenționat. Eu nici nu pot să contrazic treaba asta că nu sunt specialist. Nu sunt constructor. Dar nu pot să dau girul și să-mi dau semnătura pentru niște bani pentru care eu nu am acoperire. Vă rog să-mi dau voie să lămuresc contractul. În baza ideii, după aceea vă dau cuvântul. În baza ideii care a spus-o, ar însemna ca printre semnatarii recepției să mai fie cel puțin, încă o persoană care să fie responsabilă. Vorbim de ISG-ul. Există un precedent și vrem să evităm problemele pe... Vreau să evităm problemele pe viitor. Din cauză că au... Să nu fie lămurim contractul, ca să nu ne ducem. Haideți să lămurim contractul. Eu am zis să lămurim contractul. Mai permiteți-mi să continui. Că nu a luat domnul... Deci asocierea Massive nu a luat niciun ban. Da? Asocierea Massive a făcut doar proiectarea. Da? S-a făcut subcontractarea lucrărilor de rezistență și arhitectură. Titicos este subcontractant. Lucrările care s-au efectuat până acum sunt lucrări efectuate de către SC Titicons. Sunt două situații de lucrări. Sunt depuse la Mederap. Pentru una am primit banii, pentru alta primim banii. S-a făcut ieri, a venit ISC-ul și a văzut lucrările, da? Și s-au făcut ieri documentația pentru a primi și cealaltă situație de plată decontată. Deci, contractul cu asocierea Masiv este valabil. Subcontractarea este doar pe rezistență și pe arhitectură. Bun, asta am lămurit problema asta. Haideți să lămurim și problema responsabil. Domnul, lăsați-mă să termin și eu. Cum rezolvăm problema responsabilității? Conform HG 907, da? Vine proiectant, depune, deci câștigă licitația pe SEAF, depune proiectul cu indicatorii tehnico-economici. Venim în Consiliul Local, se aprobă indicatorii tehnico-economici cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării 1.144.278 și de la Comuna Cleja a fost inițial 94.868, da? Îi predau, își face proiectul, este aprobat, îi predau amplasamentul, da? Proiectul, se obține autorizație și avize și se dă autorizația constructorului și se începe lucrarea. Din momentul în care eu i-am predat lui amplasamentul, clădirea și proiectul, este responsabilitatea lui până mi-l predă,
la final pentru La final semnează dirigintele de șantier. Nu numai dirigintele de șantier. Recepția se face singurul, cu specialiștii ISC. Este singurul care are responsabilitate în domeniu. Nu este singurul. Vine și ISC-ul. Haideți să vă arăt. Doamne, trebuie cel puțin 2-3 de responsabil. Deci, acest proiect, conform 907, conține faze determinante la care vine ISC-ul. Până acum avem 3 faze determinante pe care a venit ISC-ul și nu s-a constatat nici o problemă. Deci până la momentul ăsta. Haideți să nu trecem pe am înțeles că dumneavoastră, adică am văzut că dumneavoastră, când spuneți că nu sunteți specialist, când spuneți că nu mă bag, când spuneți că eu așa ceva nu fac, haideți să vă situați-vă într-o chestie. Dom'le, nu sunt specialist, dau aviz nefavorabil și oamenii votează sau nu votează. Dar dumneavoastră, nu vreți să dați opțiunea nici cu da, nici cu nu. Pentru ce sunteți aici? Asta vă întreb, că la urmă, dumneavoastră, locuitorii v-au ales ca să vă dați cu părerea. Da sau nu? Nu poți să spui aici, vine în fața Consiliului și, dom'le, eu nu dau niciun act. Eu nu aia, nu așa și cum este o vorbă că nici gura nu-ți miroase, nici carne nu mănânc, sau nu știu cum e chestia. Haideți, trebuie să vă asumați. Aici ați venit, am venit cu toții să ne asumăm de proiectele, pentru că există în autonomia locală, legea cu autonomia locală, în care noi, care suntem aici consilieri, stabilim proiectele care sunt importante pentru comună. Ori în situația dumneavoastră aici a venit și spune, nu-i școala, vedem noi, nu trebuie, aia nu trebuie, aia nu trebuie, aia nu trebuie. Noi am venit și în fața dumneavoastră, domnule, veniți cu proiecte, veniți cu ce vreți să facem, n-ați venit cu proiecte. Da, și nu l-ați refuzat din start. Dar deja n-am avut așa ceva, n-am după aia ați preluat, l-ați modificat și l-ați semnat dumneavoastră, ca inițiator. Domnul, dar n-ați făcut-o, dar nicio problemă, noi discutăm, dar contează aparatul cine... specialitate nu ne-a ajutat cu nimic. Contează cine numește, contează să facem pentru oameni. Aici suntem pentru oameni. Deci dumneavoastră trebuie să vă delimitați de a spune că eu aia nu, aia nu, aia nu. Mă frate, ai venit aici, trebuie să-ți asum. Și eu mi-asum aici, că vreau să vă spun, că am fost reclamat cu sesizări și parasesizări. Am dat cu subsemnatul la toate organele de control. Niciodată nu m-au luat cu nimic, cu nimic, cu nimic, cu nimic. Înțelegeți? Eu mi-asum, domnule, că am venit aici ca primar să fac niște lucruri pe care mi le asum. Dacă dumneavoastră ați venit aici să nu vă asumați nimic, 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 de ce ați mai venit? Pentru că nu cred că cei care v-au votat pe dumneavoastră doresc acest lucru. Ei vor să facem șosele, să facem gaz, să facem, de toate lucrurile să facem drumuri, dar dacă dumneavoastră tot timpul veniți cu nu, unde ajungem? Unde vreți să ajungem? Că asta aici nu înțeleg. Aș vrea eu să... Chiar vă rog. Eu observ la dumneavoastră că în continuare sunteți într-o campanie electorală și eu pe mine nu mă deranjează acest lucru. Ideea este felul următor. Dumneavoastră când veniți în fața noastră și ne cereți documente, trebuie să aveți în vedere faptul că acest proiect trebuia terminat în anul 2020. Dumneavoastră ați făcut o promisiune electorală față de cetățenii comunei Cleșa la anul și dacă nu-i gata, ce face? 2020, așa? Da? Deci v-ați asumat treaba asta. Acum veniți la noi și ne spuneți că trebuie să încălcăm legea pentru ca să dăm drumul repede. Dar noi nu ce lege? Dar spuneți legea. Domnul, nu vorbim vorbe. Ok. Dumneavoastră sunteți... Vorbim pe cadru. Dom'le, legea cu tare înainte, legea cu... Noi nu vorbim, că nu suntem oamenii de pe stradă. Noi suntem consilieri în care când venim cu un argument, îl susținem cu lege. Nu încălcăm nicio lege, oameni buni. Deci peste tot se fac nereuri și NCS-uri, că așa în cadrul lucrării așa se întâmplă. Iar noi aprobăm încă o dată legalitatea, am asigurat-o prin verificatori, prin expertize, prin toate domnule. Și dacă vine... Vă dați seama, vine când a venit PNL-ul la guvernare acum, au trimis controle în toată țara cu banii, care banii ăștia sunt urmăriți. Și au trimis în toată țara să vadă dacă nu au fost decontate, au fost sume, lucrări neexecutate. Nu s-a găsit nimic la noi așa ceva, toate lucrurile sunt... Acum, dacă vine inspectoratul de stat în construcții și spune totul este ok, dacă vine dirigintele de șantier
totul este ok. Vine, și acum vine George Carrel, care el spune că nu este de specialitate și nu se pricepe. Acum zice, dom'le, dar haideți să arătăm la oameni că am crăpătura acolo. Dom'le, dar nu, dacă nu sunt de specialitate, n-am treabă cu crăpătura aia, că proiectantul știe cum să facă proiect. Pentru că asta, de asta se repară. De asta suntem în faza asta de a face. Ok, în ideea asta... Nu, în ideea care a spus domnul Iștor. În ideea asta, haideți să tragem la răspundere pentru instalația de apă și dispensar. Că sunt oameni responsabili care au semnat. Bun, dar haideți... Eu sunt dar haideți să depășim momentul ăsta cu grădinița. Eu vă spun un lucru. Eu vreau dreptul la... Grădinița, dacă nu pornim, nu poate și școala numărul 1, nu putem accesa fonduri. Aici sunt fonduri europene. Nu putem porni școala. Dacă eu nu am unde să bag copiii la școală să învețe, nu, deci ne blocăm, oameni buni, nu mă blocați numai pe mine. Dumneavoastră gândiți-vă la oamenii, la copiii care sunt în comună aici, care așteaptă ca să intre în aceste grădinițe. Eu sigur că este ispolitic aici. Haideți depășiți momentul ăsta cu ispolitic. Nu mai deci. Să spună și Valentina cu partea de urbanism, ca să nu mai ține. Să vă spună cu dispoziția ce este. Vă rog, doamnă. Dispoziție care s-a dat pentru data de 10, eu nu am fost de acord să facem o recepție parțială a lucrărilor, eu personal, din motivat pe faptul că în regulamentul privind recepția construcțiilor, modificat și reglementat în 2017, conform articolului 7, spune foarte clar că investitorul decide motivat preluarea de la executant a unei părți din construcție într-un anumit stadiu fizic. În această dispoziție nu se specifică faptul că noi preluăm lucrarea înapoi, în stadiul în care se află. Și în momentul când se preia această clădire, într-adevăr este necesar de Inspectoratul de Stat în Construcții, de cei de la mediu, cei de la ISU, sunt multe instituții abilitate care au emis un aviz în privința acestei construcții. Deci, în consecință, nu am cum să fac o recepție parțială la această lucrare, indiferent de situație. Au existat, în decursul lucrărilor, bănuiesc, în perioada execuției lucrărilor, ziceți că sunt neconformități. Dirigintele nostru de șantier, pe care suntem angajați, l-am angajat, da, ca să observe lucrarea, a urmărit realizarea construcției în conformitate cu prevederile legale. S-a asistat lucrarea în momentul când s-a considerat că există un viciu și au venit și cei de la Inspectoratul de Stat, au zis opriți lucrarea și faceți documentație. Analizați, vedeți punctul de vedere și găsiți o soluție realmente concretă ca să nu există vreun pericol. ISCE-ul a fost sesizat datorită presiei. Vă zic felicitări, dacă a fost datorită presiei. Dar nu v-ați mascarea, știți? Că s-a încetat mascarea la președinte. Ascultați, referitor la ceea ce discutați, că a fost sesizată presa, pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează documentația care stă la bază ca să întocmesc un proces verbal de recepție parțială. Eu nu pot face un document pe care nu îl am, da? Și dumneavoastră solicitați, ok, am întrebat. Când s-a emis dispoziția, pe ce criterii s-a emis această dispoziție? Dumneavoastră a solicitat procesul să fie. Consemnați și dumneavoastră că vreți să se întocmească comisia de recepție parțială, înscris. Noi trebuie să efectuăm toate documentele înscris. Așa faci, asta e procedura administrativă, nu pot să zic că nu așa se face. Nu vreau, cer scuze, e o chestie de... Astea sunt regulile. Suntem în administrație, noi trebuie să preluăm informația legislativă. Există și diriginte, există probleme experți. De ce, nu au fost aduse în de ce problemele în construcție nu au fost aduse la cunoștința Consiliului Local? Pentru că s-a... Și nu mă refer numai la credință, mă refer la toate lucrurile care s-au făcut. Au fost probleme și sunt în contrarie probleme structurale și probleme de execuție. Eu nu pot să discut despre anumite subiecte, eu discut despre acest subiect. Eu pot. Pentru că acesta, în acesta sunt implicată. Îmi permite să vă răspund? Sigur. Când dumneavoastră ați spus despre legea
da? Despre hotărârea 273 și a spus articolul 7, n-a spus toată, toată legea. A spus numai ce vă convine dumneavoastră. Nu, absolut deloc. Nu poți citi exact. Ascultați-mă puțin, acum eu vorbesc, n-ați v-am dat cuvântul. Da? La articolul 7.2 spune așa, în procesul verbal de recepție parțială, al cărui model îl găsiți prevăzut în anexa 1, se consemnează în mod obligatoriu după caz, starea de construcție în cauză, viciile constatate, rezultate și norma execuției necorespunzătoare pentru care au fost dispuse măsuri și termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate. Continuând. Unde e cazul, domnul George? Unde este cazul? Deci, aș vrea să vă întreb, doamna Valentina, ați făcut o sesizare la ISC? S-a venit ISC-ul aici. Ați făcut o sesizare? Ascultați, viciile acestea nu le constat eu ca aparat de specialitate. Avem un diriginte de șantier care constată... De fapt, e părtaș. Da. Este angajat. Domnul George, suntem puțin într-o situație în care nu putem înțelege. Haideți să vă spun unul. În momentul când s-a dărâmat acest perete, lucrările au fost oprite. Normele metodologice și orice, nu poți să mergi mai departe până nu faci primul pas către un expert. Completarea expertizei. Și de asta n-am venit în fața dumneavoastră. Noi trebuie să venim cu soluții, trebuie să venim și să vă arătăm care avem în față. Am contactat expertiza, vino cu aici, fă proiectul de la început. La ce să vă spun că s-a dărâmat peretele? Aș vrea să continui să-mi dați voie, să vă spun care este problema. Problema nu este ce ați făcut dumneavoastră. Problema este că dumneavoastră ați venit în Consiliul Local și ați venit în Comisia Buget Finanțe pentru acel 1.700.000. Aici este dar problema. După un an de zile. Nu mă interesează. Păi, dar după ce am făcut toate documentele deci, care să vă demonstreze... Bine, excepțiu nu se poate le pune în domnul... Eu nu vreau să cer cu dumneavoastră. E o discuție... Nu, văd că dumneavoastră... Din banii. Păi toți banii care are comunitatea e folosit, banii sunt folosiți pentru a face obiective în comuna noastră. Nu ne putem indiferent dacă se întâmplă. Dumneavoastră când desfaceți o casă, oricare din noi, noi nu știm ce este în interior. Și până la urmă trebuie să duci construcția la capăt. Așa cum este, domnule, ai găsit, s-o dărâmat peretele. N-am să stau acum... Se face evaluare inițială, domnule. Păi, am făcut. Domnule, se face evaluare inițială. Dar s-a făcut. Expertiza sau expertul spune. Mă, oameni, treceți un pic peste patima politică. Sunt lucruri unde putem ne abuza de politic. Aici nu putem la școală. Bun. Dacă orice faceți, oriunde poți să mergi. Domnule, nu vreau să fac, nu vreau eu și drumul ăla sau ce fac. Aici nu merge, aici sunt copiii noștri, la toți politicienii. Dumneavoastră, în programul electoral, v-ați asumat că veți face această grădiniță? Nu avem treabă cu programul electoral. Deci, v-ați asumat că faceți această grădiniță până la finalul anului 2020 din fonduri guvernamentale. Sumă de 1.144.278. Diferența o punem noi. Trebuie să punem noi. Noi deja am dat 2.200.000. N-ați dat 2.200.000, s-au dat din PNDL. Vă rog să înțelegeți că nu s-a decontat din bugetul local, din PNDL. Acum ai vrut să decontați. Da. Domnule, dar ăsta e mecanismul. Deci, dacă vreți să săriți pe mine, păi, dar nu sar pe mine. Vreau să vă explic că sunteți într-o eroare și informați cetățenii eronat. Nu, dumneavoastră aveți nevoie de avizul buget finanțe. Așa, dumneavoastră ne șantajați acum pe acest aviz, dumneavoastră te sunteți ori favorabil, ori nefavorabil. Deci, dumneavoastră îmi puneți acum ca eu să-mi dau o semnătură în necunoștință de cauză. Nu ne dați semnătură, dați-ne nefavorabil. Dar nu spuneți nefavorabil, domnule, nu sunt de acord. Repet. Și atunci nu mai răspunzi. Repet. Haideți să continuăm ca să nu răspunde. În data de 8 august, eu am trimis un mail la primăria Cleja și doamnei secretar în care am cerut contractul de prestări servicii al societății comerciale Massive Group. Nu mi s-a pus la dispoziție pentru a fi dezbătut. Am cerut procesul verbal de recepție parțială pe care dumneavoastră mi l-ați asumat și l-ați făcut. Vă rog frumos, v-am adus luni, v-am adus procesul verbal, nu de prestări servicii, de proiectare și execuție, deci, pe care v-am citit și v-am spus că, uitați, eu nu am în acest contract proces verbal de recepție parțială. Deci l-am adus aici și când am... spus că vorbim pe lege. Am parcurs lista, da? A spus că vorbim pe lege. Vorbim pe lege și eu vorbesc ce v-am adus. Dau un aviz dumneavoastră, eu trebuie să am nevoie de documente. Nu-mi dați mie avizul, dați comunității avizul, da? Comunității, da? Comunității.
puțin și a continuat lucrarea. Dar comunitatea trebuie să și știe cum se face. Dar comunitatea trebuie să știe că avem un contract de finanțare semnat cu Medera, prin care, lăsați-mă să vă explic ca să înțelegeți. Văd că v-ați supărat. Nu, nu mă supăr. Vreau să vă explic exact. Vreau să vă explic exact cum este vorba. Medera pune 11 miliarde și noi trebuie să punem 2.700.000. Mederaf mi-a prelungit contractul până în 2021, până în decembrie. La nivel de țară sunt aceste întârzieri, deoarece decontările au întârziat. La nivel de țară sunt aceste întârzieri ale, da? Deci la nivel de țară. Deci nu suntem numai noi. Doamna Șuștac, da. Dumneavoastră vreți să le dați 1.700.000 la oamenii care fac execuția? Nu vreau să dau nimic nimănui. Da, vreau să aprobăm un proiect care să meargă mai departe. Ascultați-mă puțin, nu duceți am adus aici, am adus aici toate documentațiile posibile. V-am arătat, uitați, planșe, ștampilate, semnate, verificator. Când? A venit domnul în comisia de luni, am fost aici la dumneavoastră. Da, în comisia de luni. Tot deci, am adus aici. Documentația trebuia să vă prezentați înainte. Ați venit cu 30 de dosare aici pe masă, studiați-le 5 minute. Nu, ci nu am capacitatea asta, credeți-mă. Sunt de oameni. Întrebați-mă ce vreți. Iar domnișoara Ștefania poza din strategie. Și nu trebuie, eu trebuie să am încredere în cuvântul dumneavoastră. Nu, eu v-am demonstrat cu acte. Tot ce vă spun, vă demonstrez cu acte. Deci, nu trebuie să aveți încredere în mine. Vă răspund cu acte. Tocmai de aia. Am demonstrat cu acte, dar trebuie să am și încredere în cuvântul dumneavoastră. Aș vrea să continui să mă lăsați. Am cerut documente justificative în comisie. Ați venit cu 20 de dosare în care nu am avut capacitatea. Fiecare întrebare. Și v-am arătat documentele. Nu am încredere în cuvântul dumneavoastră. Dar v-am arătat actele. Permiteți? Nu trebuie să aveți încredere în mine. Sunt actele semnate de Ministerul Dezvoltării. Doamne, cel mai bine, v-am zis de atâta, cel mai bine puneți documentele pentru studiu în timp real. Da, studiul se face la primărie, avem un regulament aprobat. Să știți că avem un regulament aprobat. Studiul se face la primărie. Doamne, de câte ori am făcut cerere la primărie, mi s-a dat cuvinte. Dar pentru nu, v-am pus la dispoziție regulamentul de studiere. Vă rog frumos să știți ce a semnat, că a semnat acest regulament de studiere. Bun, ați făcut, doamna Valentina Pengea, să continuăm, pentru că nu duce nicăieri discuția. Ați făcut o sesizare la... Ați făcut o sesizare la ISC. La momentul actual să avem un raport? Acum. Avem un raport? Există dirigintele de școală. Asta voiam să vă rezic. Există un raport? Dați-mi voie să vă spun că avem fișă de verificare de la ISC semnată ieri, care a fost trimisă la Medera. Sunăm și vă aducem fișa de verificare semnată de ISC. Haideți să vă aducem școală. Deci, ISC-ul a fost când ne-a schimbat ieri, ISC-ul nu a fost de față. ISC-ul a fost 3 zile la rând în comuna noastră, dacă vă interesează. Nu a fost când ne-a schimbat. Nu a fost de față cu dumneavoastră, îmi pare rău că nu l-am schimbat de față cu dumneavoastră. Nu este subordonat, nu, hai să vină dumneavoastră. El vine când poate, când are program, nu când vreți dumneavoastră. Deci, odată ce s-a reziliat contractul cu Masiv Grup... Nu s-a reziliat contractul, de ce nu înțelege? S-a subcontractat. Deci, odată ce s-a subcontractat și potrivit legii, dumneavoastră nu aveați certitudinea că este conformă clădirea sau nu, trebuia să faceți o sesizare la ISC, dumneavoastră în calitate de instituție, să vină și să facă un raport. Vă rog să mi-l puneți la dispoziție raportul ISC-ului. Dom'le, ce nu e conformă, doar n-am înțeles o plătură. Bun. Să continuăm. Am cerut niște documente justificative. De fapt, v-am dat tot ce am spus. Discuția, de fapt, și de drept se învârte într-un cerc în care dumneavoastră aveți nevoie de semnătura noastră. N-am nevoie de nicio semnătură. Vă mulțumesc. Cine semnătura asta? Am nevoie de a spune da sau nu. Nu ești de acord sau ești de acord. Asta trebuie să spui. Ce semnătură am nevoie? Spune da sau nu că ai venit aici ca și ai venit aici să reprezinți comunitatea. Da sau nu că aici trebuie să spui. Uitați, vă prezint ultima fișă de verificare a proiectului, da? Și asta dacă sunăm la ISC, o să vedeți că este ștampilată de ISC și astăzi a fost transmisă la Medera. Doamna Șuștac, noi suntem mai deștept. Doamna Șuștac, 10-a, 8-a, când s-o studiez? Cum? Când s-o studiez? Dacă nu ați aveți număr de registrare 10-a, 8-a. Uitați-vă câte rânduri aveți. Doamna mi-a spus-o acum, doamnă! Doamna Șuștac, mi-a pus-o acum. Domnul, am stabilat ce putu ședință. Tot ce a fost acolo, domnul, domnul Alexo, tot ce a fost acolo, v-am prezentat în ședința de... Efectiv, v-am prezentat în ședința de luni toate documentele astea. Toate documentele astea sunt sintetizate în acea fișă. Ce dorim mai mult? Spuneți. Dumneavoastră, dumneavoastră veți avizul meu în 20 minute. Nu vreau nici spune, nu, domnule. Vreau să respectați legea. Atât. Exact. Ca să pot să vă dau avizul, vreau trebuie să puneți documente. Dar nu trebuie să-mi dai avizul, domnule. Nu trebuie să-mi dai. Lasă-mi nefavorabil. Lasă-mi nefavorabil. Lasă-mi nefavorabil. Continuăm. Domnule, dă-mi avizul nefavorabil.
Înțelegi că trebuie să... Nu mergem așa. Asta e tipica șantajului. Să mergem la punctul 3 și între timp mai discutăm. Nu este jucărie. Domnul George, orice ai face și că avem nevoie de școală, domnule, trebuie să facem școala. Înțelegeți problema asta? Din fonduri PNDL. Dar nu există așa ceva, fondul PNDL mi-a dat 11 miliarde, 2 miliarde pui tu. Avem contract de finanțare care spune că atunci ne finanțează. Mai mult nu ne dă. Și nu-i vorba de ilegalitate, nu-i vorba de a încălca legea, nu-i încălcăm în legea. Sunt de acord cu dumneavoastră. Deci avem 4 pereți și noi dăm mai mult de jumătate din bani. Dar nu-i vorba... Cum să dai mai mult de jumătate? 1.700.000 și 2 miliarde și câteva. 170.000, nu, dacă nu, vedeți că nu ați citit documentația pusă la discuție. 170.000 reprezintă. Prezintă și instalația de gaz, rețeaua de utilități la apă, rețeaua de energie și lucrările pe care ei le-au conținut. N-ați studiat documentația. Nu încercați să mă jigniți că nu... Dar nu vă n-ați studiat. Dar nu ați dat jignire, domnul George. Dumneavoastră trebuie să dați mai multe jumătate din bani și noi nici măcar acoperiți. Care e jumătate, domnule, dacă deci, din 2.700.000 vreți să dați 1.700.000? Nu. Ba da. 2.700.000 este total finanțarea asigurată de bugetul local, propusă. Și vreți 1.700.000 să-i dați din aia. Scurt, dar mai multe jumătate. O să se dea toți aia 2.700.000. Nu încercați să mă jigniți, eu vă respect. Vă respect, suntem aici să facem administrație. Ați vrut ca să mergem pe lege. Mergem pe lege. Oameni buni din comuna Cleja. Ați vrut USR? Aveți USR. Aș vrea un pic să filmați aici, este devizul aprobat de Medera. Să-l țineți un pic ridicat. Țineți un pic ridicat. Da? Este contractul de finanțare aici. Deci, haideți să filmăm documentele ca să vadă oamenii. Contractul de finanțare cu Medera spune felul următor. 11 miliarde dă Medera, diferența o pune bugetul local. Ce mai vreau? Ține, doamna, țineți foaia. De ce să-i ridici? Dar n-are sens, ce să mai fac? Și să observ că este cum se doamna Șuștar. Nu, doamne, eu... Doamna Șuștar, domnul Șuștar, haideți să concluzionăm. Eu vă promit... Dar nu promite, domnule, dăm ca să găsim oameni la treabă, că nu se va la trece. Eu vă promit că la următoarea ședință... Dar săptămâna trecută același lucru ai făcut când a fost prefectul aici. Ce, domnule, nu am avut timp să studiez. A trecut o săptămână, iar n-am avut timp să studiez. Tot găsim, haide, domnule. Ascultați-mă puțin. Eu săptămâna viitoare, nu mai face și... În următoarea ședință ordinară, ca să fiu mai explicit, vă voi da aviz nefavorabil. Dar oamenii... Dar acum e dar constructorii și au oameni... Dați documentele să le studiez și vom face ceva. Dar am dat documentele. A spus că ați făcut proces în lipsa noastră. Nu, uitați, ăsta este, nu este decât acea fișă de evaluare. Uitați, acesta este procesul verbal făcut de, conform legii, de către beneficiar, dirigente și executant. Eu zic, știți ce zic? S-a verificat statul. Știți ce zic eu ca să simplificăm situația? Facem împreună dumneavoastră aparatul de specialitate o sesizare la ISC. Vine și rezolvă treaba să facă nicio special. Nu, ai făcut care e motivația dacă ISC-ul mi-a semnat acea fișă ieri? Care e motivația să fac sesizare? A fost în teren cineva? A fost, domnule, trei zile la rând. Domnul inspector Stuga, domnul inspector, cum îl cheamă, Ienache, deci au fost doi inspectori, de ce? Noi nu credeți că se ne-a dat? Dar vă rog să stați aici ca să-i vedeți. Să trece, Angelica, o să trece, doamna. Asta e problema aia. Tu vrei chiar să-ți dați jos de tot procesul. Dar nu puteți să spune, că n-avem mai bine. Nu e numai ceea ce faci, că nu e noi. Dar totuși comisia e formată numai din... Cum adică, ne prind, cât ești din ce vezi marginal? Nu se poate așa ce. Domnul Alexandru, vreau să vă dau un răspuns. Aveți comunicarea 7978 din 6-a 8-a, prin care am stabilit data limită pentru adoptarea avizului sau raportului. 10-a 8-a pentru fiecare proiect de hotărâre. Eu n-am venit. Puneți-l la cameră. Ia să-ți pot face documente după să le prezint. Oameni buni, constructorul a venit la mine și a spus, domnule, eu mă mut la Brașov cu oamenii. Atunci o să facem peste 10 ani. Pentru că și nu vin. Nu pot. El are oameni de trebuie plătiți, au salarii. El i-o scoate pe șantier. Mie mi-a zis la Sibiu. Da, la Ploiești. Sau Sibiu, unde se duce treaba lucru. Oamenii au de lucru, domnule. Și acum chiar o vin cineva ieri și a zis, domnule, mergem la Lidl, mergem oameni în UAT-ul, nu mai poți lucra de când a venit domnul. Deci am dovada, domnul Alexo, pe WhatsApp că v-am trimis. Aș vrea să simplificăm puțin, că și cu mirele noșa a rostut. Nu, dar nu spun așa.
cetățenii Comunei Creja au văzut stadiul lucrărilor, văd stadiul lucrărilor, păi văd cum este făcută lucrarea, văd exact în ce stadiu, văd cât de strâmbă sau cât de dreaptă este, exact. Văd dacă au acoperit sau nu. Eu vă promit că în următoarea ședință ordinară o să vă dăm un aviz și în care nu. 10 jumătate de lună, ăștia oamenii trebuie să lucreze. Avem toți, fiecare. Nu pune doamna la poziție, domnule. Haideți să trecem, să lăsăm eventual discuții pe înainte de diverse. Pentru că mai sunt și alte proiecte pe ordinea de zi. Deci trecem la punctul 3. Domnul președinte, ok, atunci am scoate de pe ordinea de zi, dacă nu. Deci am de fiind avizul, scoate de pe ordinea de zi. Ce... Da? Înainte vreau să vorbesc eu, adică... Supune dezbatere în ședință. Domnul președinte, nu vor fi supuse. Există o posibilitate să scurtăm timpul ăsta până în următoarea ședință? Domnul, doamna, vreau să mai privezi ceva conform legii. Nici domnul diriginte de șantier, nici domnul inspector de la ISC nu își pune ștampila fără a avea o certitudine asupra unui fapt. Și nu își asumă un lucru, ziceți că e plătit. O fi plătit, dar mă, e plătit din bani publici, cum ziceți dumneavoastră, ca să-și asume că își pune ștampila pentru o nelegiuire. Înainte de recepția parțială, care până la urmă am înțeles că s-a dat sau nu s-a dat, n-am înțeles, da? Nu este legal. Așa, nu este legal. Dar s-a dat, dar nu este legal. Nu este legal. A spus la începutul ședinței că s-a dat, după aia în ședință mi-a spus că nu e legal. Acum haideți să spunem și lucrurile pe nume. De ce cu 24 de ore înainte s-au apucat să mascheze greșelile? Ascultați-mă un pic. Deci într-un an de zile nu s-a lucrat și nu cu o zi înainte s-au apucat de treabă. Au lucrat în interior. Auziți? În interior că s-au lucrat. Eu tot țin de constructor. Băi, omule, mai stai, mâine trece. Și eu zic, domnule, oamenii ăștia trebuie plătiți. Eu trebuie să merg pe lucrări. Și el a zis așa, am cumpărat acest polestire. Și ca să le dau ceva de treabă până aprobați, ca să nu stăm degeaba. El acum, sigur că cineva tot timpul strigă hoții. Nu e coincidență. Oamenii au lucrat acolo în interior. Să vedeți, că pereții este anvelopare a pereților cu polistiren. Este soluție tehnică în proiect, omul respectă proiectul. Am înțeles. A fost o pură coincidență. Domnul Morcuș. Dar în ce calitate ai luat dumneavoastră? De ce spuneți că ai făcut prost și s-au mascat? Din moment ce există procese verbale... Nu trebuie să fii expert ca să dai seama de străbături sau de greșeli. Vă rog frumos, toată lumea vede această construcție. Este o cazemată, domnilor. Găsim noi o găurică, găsim o sfoară, tragi și ne dăm noi cu ruleta. Vă rog, este o cazemată care va ține câteva etaje dacă vă doriți să o facem. Înțeleg că domnul Consiliu este subiectiv, dar nu e așa. Ba este așa, vă spun eu. Uite, o să prezint public greșeli, poate mă înșel. Nu, din moment ce există semnătura ISC-ului acolo, dăm și răspund cu libertatea lor. Domnule, nu deci dacă, nu dumneavoastră sau eu, sau domnul Alexov, sau oricine de aici. Deci țineți de chestii foarte minore, vă rog frumos. Este problematică. Mă lăsați că tot mă întrerupeți. Mă lăsați și vă mai fac o sugestie. V-aș ruga să lăsați să vorbească domnul primar, să nu-i țipați tot timpul la ureche. Nu, dă să țipă. Are dreptul să ia cuvântul oricând. Conform regulamentului, că l-am votat toți. Da. Când ia cuvântul, lăsați, nu una, două, hap, ca... Domnul Brejan, aș vrea să vă răspund foarte scurt și foarte... Știți că în proiectul tehnic, grosimea zidului de beton trebuie să fie 8 cm atât și nu este? Știți de treaba asta? Așa ca fapt divers, așa vă spun, așa fac cu practic. Eu nu mă pricep, dar să știți, în proiectul tehnic scrie 8 cm. De beton. Atât. Și dacă da, vă mai spun ceva. Dacă are să este cazemată, după cum a spus dumneavoastră. Eficientizarea termică, unde vă rog, este? Vă rog frumos, o să fie zone cu 7 cm și zone cu 12 cm. Dacă ați fi în locul constructorului, exact așa se întâmplă. Și unde mai este eficientizarea termică? Pentru grosimea de beton? Adică este grasie, înseamnă eficientizarea de la ce, domnule? De la grosimea de beton? Ce treabă are, domnule, eficientizarea de beton? Nu are treabă cu beton. Vă spun ca să știți și dumneavoastră că sunteți un lucru. Domnule, eu când făceam construcții de la 27-28 de ani, dumneavoastră habar n-aveai de treburile astea, domnule, dar vă rog frumos. Domnul Topșe, există un precedent la dispensar
Și constructorul face, până iese din garanție, mereu rade unde se umflă, unde se umflă datorită igrasiei, unde se umflă biletul, repar, trece timpul, iese din garanție și noi rămânem cu lucrarea aia. Constructorul răspunde, conform legii are garanție. Da, uite, răspunde, domnul Constructorul. Deci, este normal. Domnul... Este normal să fie igrasia. Exact, este normal. Auziți, haideți să vă spun și cu igrasia care este. O construcție care este făcută toamna, înspre iarnă, exact. El se usucă, în vara asta se usucă, că asta am spus și constructorul. Dom'le, dar așa am pățit în casă, am făcut casă, o egrație. Acum vara am deschis toate geamurile și betonul s-a albit de desubt. Este normal, o construcție lucrează și până se usucă toți pereții, e normal să apare. Nu, problema este că, într-adevăr, când numai nu vezi, nu știi, te indică, atunci sare totul în față. Dar asta e logica. Un perete trebuie să usuce. Iarna nu se usucă oamenii. Exact. Asta e viața. Cine a făcut casă știe, care nu a făcut normal, că n-am zis. Până la urmă, trecem pe ordinea de zi sau ne certăm în continuare? Că ziua trece. Ia, dar mergem cu dragul. Există vreo soluție să... Eu, din câte observ, nu există nicio soluție momentan. Poate am zis să continuăm cu ordinea de zi. Pe parcurs poate găsim soluții. Nu știu. Poate găsim soluții. Eventual la divers. Haideți să trecem la ordinea de zi la punctul 3. Haideți să aprobăm ordinea de zi, că nu știu, nu mai ține nimic din toată cearta asta de aici. Deci la ordinea de zi supunem proiectele de hotărâri care au avize. Deci să înțeleg că punctele care nu au avize nu vor fi pe ordinea de zi. Sunt patru proiecte care nu au avize. Ok, sărim peste ele atunci și strategia, facem o ședință ulterioară, nu știu, extraordinară, ordinară. De execuție, ordinară. Grădinița eu și rectificarea. De blocare situație. Deci, în următoarea ședință, probabil vom rezilia contractul și vom face din nou licitație. Asta este. Vom face din nou licitație. Să răspund un lucru. Facem licitație din nou. Când reziliezi un contract, de-abia atunci faci expertiză și faci proces verbal de parțial. Atunci se ține că următorul vei, după aceea începe în instanță, te duce în judecat. Dar vreau să vă spun, ar fi o strategie, ce-ar fi cea mai proastă strategie, ca să o luăm de la... Ei au licitat cu prețurile alea care s-au licitat atunci, cheresteaua și toate au sărit în sus. El n-a cerut omul bani pentru lucrul ăsta. Că așa a licitat, zice, domnule, dar măcar ce apare acum nou îmi plătești la prețul pieții. Acum ce... Și omul este de acord să meargă cu lucrările în continuare, cu prețurile cu care le-au licitat în 2019, când era, când salariul era 1.700 de lei, 2012. Acum au crescut salariile, s-au dus odată, ordonanța 114 și-a ridicat salariile, salariul minim. El n-a putut nimic atunci în ordonanță și acum salariile s-au dus și materialele. Este, vă spun, și nici nu știi, ca să te intri într-un litigiu și să te apuci de judecată și să te apuci să nu știi în când, nu știu când vom putea băga copii acolo. Asta eu nu știu. Treaba voastră, vreți să mergeți politic, mergeți politic, dar eu vă spun realitatea, noi trebuie să terminăm această credință. Dacă nu înțelegeți, sigur... Dar a zis nimeni că nu vreți să terminăm. Băi, omule, lăsați-mă, omul pleacă de aici și nu mai e. Eu nu vreau să vă contrazic, dar aici am proiectul de hotărâre, scrie clar, actualizarea devizului general. Unde da, actualizarea de vizuri? Da, pe asta cu prețurile vechi. Păi da, pe prețurile vechi cu ce apare, nu. A apărut cărămida, domnul. A apărut cărămida. Șosete noi cu găuri vechi. Stați o clipă, nu. Nu, sunteți într-o eroare. A apărut cărămida. Nu, stați un pic. A apărut cărămida. Prețul pentru utilități. Am spus că trebuie să facem rețea de utilități. Și lemnul care trebuie pus nou, că este lungime de 7 metri, iar în proiect s-a prevăzut că îl vor folosi pe cel vechi. Nu se poate folosi cel vechi, pentru că este mâncat de carii, nu are lungimea de 7 metri, nu are lungimea de 6 metri și dumneavoastră a spus că are grădința 150 de ani. Bă, contrazic, nu are 150 de ani grădința. Vă rog, arăt în proiect, nu are 150 de ani. Este din 1954. Deci concluzie, actualizarea devizului general. Se orice deviz, conform 907, conform prevederilor 907 și 2 lei dacă pun în plus la obiectivul de investiție și nu este prevăzut, trebuie să-i fac actualizarea devizului general. Nu mai e 2 lei, e 3 lei. Că nu contează. Este... Asta înseamnă că nu mai sunt la prețurile vechi. Nu are, n-are legătură, domnul. Manopera a rămas la același preț.
El, prin legislație, domnul Alex, prin legislație, prețul nou, prețul nou este pe cărămidă, prețul nou este pe cărămidă și pe lemn. Este aici, uitați, documentul. Doamna secretară, vă rog, haideți să vedem. Păi am solicitat domnului președinte să aprobe ordinea de zi. Aprobați ordinea de zi, domnule. Aprobăm ordinea de zi. Deci s-a constatat, dacă s-a constatat că nu există aviz de niciun fel, să scoate de pe ordinea de zi proiectele care implică acest... această aprobare. Am dat citire celor... Da, cele sunt punctul 3, punctul 5, punctul 6, punctul 8. Nu, 2, 4, 5 și... Nu. E 3, 5, 6, 8 și 9. 8 și 9, da. 8 și 9. Da, așa. Și 10 e că... 9 este. 9 este. Bun, haideți. 10 e. Haideți să trecem la punctul 3. Să votăm supuna... Cine este pentru ordinea de... Modificat. Cât sunt pentru? 5. Ați notat? Păi 5 pentru? Da. Păi dar nu s-a aprobat ordinea de zi, înseamnă că ședința nu se ține și nu se acte. Nu se ține. Da. Se suspendă. Oameni buni, haideți să vă mai spun acum. Eu nu știu acum dacă comisia s-a întrunit, stă numai în George. Eu vă întreb, ceilalți n-au părerea lor în comisia economică? Ați încheiat ședința sau? Da. Păi da, s-a închis. Dar în principiu, dacă nu s-a întrunit, s-a încheiat ședința, încheiată. Câte șigni sunt sături? Păi asta așteptam să aud că se închide ședința, că să spuneți că ea este încheiată. Chiar nu este nicio problemă. S-a închis? S-a închis? Ok.